Și de-aia și venit să-i fac roast-ul, pentru că după ce am câștigat Ai Umor, nu m-a invitat la el în emisiune și am venit să-i plătesc, efectiv. Ok, pot să încep? Gata. Bun. Dacă te încălzește cu ceva, ia. Am să spun că niciun coleg din Trust n-a vrut să vină să te vorbească de rău în față, motivând că, din principiu, în viață nu-i frumos să dai într-un om deja căzut. Oi, oi, oi. Hai, că a început frumos. Așa că m-au ales pe mine, ca reprezentant al echipei de producție, și îți mărturisesc că am acceptat cu bucurie să-ți fac acest roast, pentru că dacă refuzam, mă dădeau afară. Dar să știi că nu mi-a fost ușor să fac asta, mai ales că nu prea m-am uitat la Neața, pentru că eu la ora aia dorm liniștit în patul meu, nu ca tine, în fața camerelor. Se vede, se vede! Recunosc totuși că m-am uitat puțin la început, adică în 2008. Atunci când tu și Dani chiar arătați a prezentatori de matinal, nu ca acum când arătați ca niște concurenți la Bătrânii Spun Lucruri Trăznite. Bine, stai. Nu. Aici gluma era altfel. Era Bătrânii Spun Lucruri, dar am modificat eu. Am modificat eu ca să nu jignesc bătrânii. Dar să începem cu începutul începuturilor tale, pentru că sfârșitul îl vede oricum toată lumea. Spune-i clar, n-a terminat liceul. Pentru cine nu știe din public și de la televizor, Răzvan Simion s-a născut în Reșița. Așa. Da. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, tot în Reșița s-a născut și Dani Oțil, corect? Corect. Da, la 15 zile distanță, ca să fim... Ok. Wow. Deci e mai tânăr. Deci, nenorocire. Da. Să ne întoarcem la Reșița, orașul în care Răzvan și Dani și-au început cariera în media, angajându-se împreună la un post de radio local. Cu energia lor au reușit să ajungă pe locul întâi în preferințele reșițenilor, mai ales că în oraș nu exista niciun alt post de radio concurent. Hai, glumesc. În Reșița se mai prindea și Radio România Actualități, care îi depășea mereu în audiențe cu cotele apelor Dunării, mi se pare. Da. Ceva cu asta, da. Supărați și-au făcut bagajele și s-au mutat la Timișoara. În Timișoara s-au angajat la un post de radio local. Moment în care Răzvan a început să se întrebe dacă nu cumva așa o va ține toată viața, din local în local. Bravo! Nice! Tot la Timișoara s-a și însurat, dar n-a apucat să facă luna de miere, pentru că a trebuit să vină așa însurat cu Dani la București. Singurele chestii care îi mai aduceau aminte de Reșița erau acum reclamele luminoase din intersecții, neștiind că la București ele se numesc de fapt semafoare.